Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Propun să mai stăm 2 minute până încep prezentarea, să apuce lumea să se conecteze. Bună ziua și bine ați venit la o nouă prezentare de filozofie practică organizată de Asociația Culturală Noua Acropolă. Numele meu este Laurențiu Plăcintă și sunt membru în cadrul acestei organizații. Dacă pe parcursul prezentării veți avea întrebări, vă rog să le notați în secțiunea comentarii și la finalul prezentării le voi adresa. Propunerea pentru prelegerea de astăzi este o explorare a zen-budismului ca abordare spirituală a vieții. Prin urmare, vom cerceta originile zen-budismului, ideologia pe care acesta se fundamentează, în măsura în care se poate vorbi despre o ideologie anume zen. De asemenea, vom vorbi despre practicile propuse de zen-budism și despre eventualele posibilități pe care această filozofie de viață le scoate în calea omului modern, pe care le scoate în calea noastră. Contextul modern în care noi trăim ne impune un ritm destul de alert al vieții și ne alimentează cu nenumărate preocupări de ordin cotidian, care pornesc de la problematica supraviețuirii, cum mă întrețin în lumea aceasta, și până la celălalt pol al îmbogățirii, al înavoțirii și al distracției. De multe ori, atunci când ne propunem un obiectiv de acest tip de ordin cotidian, spre exemplu, un trai mai bun, atunci când reușim totuși să îl atingem, uităm de unde am pornit și deja vizăm următoarea treaptă. Deja ne dorim un trai și mai bun, și mai mulți bani, sau o experiență de viață și mai diversă, cu bunuri și mai luxoase și așa mai departe. Imaginea care se conturează în cele din urmă seamănă destul de bine cu imaginea unui circuit de curse în care toată lumea gonește în toate direcțiile, fiecare încercând să ajungă primul la destinație sau măcar printre primii la destinație. Goana aceasta în care suntem cu toții angrenați, care face parte din țesătura vieții cotidiene, are părțile ei bune, în mod evident, însă ea face ca omul să uite un lucru esențial din perspectiva filozofică, și anume faptul că viața umană vizează și alte dimensiuni decât cele imediat cotidiene. Dimensiuni pe care, dacă reușim să le explorăm, ajungem să descoperim noi orizonturi de posibilități în viața noastră. Și în direcția acestor dimensiuni apare perspectiva spiritualității. Preocupările și căutările umane de ordin spiritual sunt la fel de naturale ca preocupările de ordin cotidian, cum ar fi dorința unui trai mai bun. Doar că aceste preocupări spirituale, nefiind atât de imediate, atât de aproape de viața noastră de zi cu zi, ele nu strigă atât de mult, nu sunt atât de vehemente în modul în care se exprimă. Dar atunci când reușim să ne oprim puțin în acea goană continuă în care suntem angrenați, și stăm în tăcere, un pic detașați de ritmul propriei vieți, cu siguranță avem toate șansele ca în ochiul minții noastre să se configureze întrebări de o profunzime diferită decât întrebările care țin de viața de zi cu zi. Spre exemplu,
ce fel de om sunt eu? Cum îmi trăiesc viața? Sunt un om bun? Sunt un om drept? Sunt un om fericit cu adevărat? Pentru ce anume trăiesc? Care este sensul vieții mele? Și astfel de întrebări în această direcție. De-a lungul timpului, oamenii au încercat să elaboreze răspunsuri la aceste întrebări de ordin spiritual și niciunul dintre răspunsurile elaborate nu este definitiv sau absolut. Tocmai pentru că natura sau problematica pe care o ridică aceste întrebări spirituale nu este imediată, concretă, aproape de viața noastră de zi cu zi, ci este vorba de un nivel arhetipal, un nivel mai abstract, dar care nu este divorțat de realitatea imediată, ci care se întrepătrunde cu această realitate imediată și care, într-o anumită măsură, determină concretul, realul pe care noi îl trăim. Așadar, de-a lungul timpului s-au elaborat diferite curente religioase, filozofice, inițiatice sau combinații de acestea, care au încercat să ofere perspective ample asupra problematicii spiritualității. Zen budismul face și el acest lucru, dar o face într-un mod inedit, într-un mod fin. În Zen budism, viața cotidiană și viața spirituală se îmbină într-un mod foarte interesant. Pentru început, e totuși necesar să menționăm faptul că Zen budismul este notoriu pentru calitatea sa evazivă. Este foarte greu de cuprins și de înțeles cu mintea rațională, întocmai pentru că Zen budismul fuge și se ascunde de înțelegerea rațiunii. Când nu te aștepți, parcă merge în zigzag, cotește și îți scoate în cale tot felul de paradoxuri. În funcție de aprofundarea, de nivelul de aprofundare al zenului, practicantul ajunge să se confrunte cu consecvența foarte, foarte evidentă, dar și lipsa de consecvență a zenului, cu o consistență puternică, dar și cu o goliciune, o lipsă de consistență. Perspectiva zen este în esență simplu de exprimat, dar în spatele acestei simplități e vorba de o înțelegere complexă, de o pătrundere complexă a realității. Așadar, este dificil să reușim să-l cuprindem cu mintea noastră. Zenul, după cum se autodefinește el, este pentru a fi trăit, nu pentru a fi înțeles. Noi astăzi vom face o încercare de a înțelege zenul acesta, zenul ca filozofie de viață. Și pentru început aș vrea să vă ofer un prim exemplu de formulare zen care e, cum am zis, merge parcă în pofida înțelegerii raționale. Un maestru zen a fost întrebat de către un discipol ce este cunoașterea spirituală sau ce este înțelepciunea, acest deziderat spre care toate filozofiile, religiile pe care le-am menționat adineauri încearcă să meargă. Deci ce este cunoașterea spirituală? Și un răspuns zen la această întrebare este tot ceea ce rămâne atunci când uiți tot ceea ce ai crezut că știi. Un răspuns aparent simplu sau poate chiar contradictoriu, dar dacă e să cercetăm un pic în spatele său, ajungem la un fundament al ființei însăși, după cum vom vedea pe parcurs. Îmi cer scuze, mă uitam aici la comentarii și am văzut că s-au alăturat oamenii pe parcurs și nu știu cine prezintă. Numele meu este Laurențiu Plăcintă și sunt membru în Asociația Culturală Noua Acropolă. Revenind la Zen Budism, dacă e să ne întrebăm ce este această filozofie de viață, cum o putem descrie, pornim de la o sintagmă, o idee prin care se autodefinește Zen Budismul. Zen spune despre sine că este un deget care arată spre lună. Un deget care arată spre lună. Ce înseamnă asta? Ce este luna? Ce este degetul? Pentru a ajunge la o interpretare mai coerentă a acestei expresii Zen, trebuie să povestim puțin despre limitările intrinseci ale limbajului pe care încearcă să le expună Zen în filozofia sa de viață și în modul de a fi. Spre exemplu, când încercăm să exprimăm o perspectivă de viață, cum anume îmi trăiesc eu viața, care este filozofia mea personală de viață, în momentul acela sau în urma acestei expuneri, rămân totuși cu impresia că persoana cu care am vorbit nu a reușit să înțeleagă exact ceea ce am vrut să spun sau eu nu am reușit să cuprind perfect viziunea mea în ceea ce am vrut să transmit. Acest lucru se întâmplă adesea și cu marii artiști, fie că e vorba despre
autori, poeți, despre pictori sau muzicieni, în momentul în care ei reușesc să-și finalizeze opera artistică, rămân cu o anumită mâhnire că nu au putut totuși transfera în acea operă tot sentimentul pe care ei îl trăiau, toată amplitudinea viziunii pe care ei au cuprins-o. Și aceste lucruri se întâmplă din cauza limitării intrinseci a oricărei forme de limbaj descriptiv. Dacă omul se încăpățânează să confere un statut absolut limbajului, adică să considerăm că totul, absolut totul, poate fi explicat în termeni logici și raționali, în termeni fără niciun fel de echivoc, atunci se ajunge la o autocondamnare, dacă doriți, la o muncă sisifică, pentru că acest lucru ne îndepărtează mai mult decât să ne apropie de o înțelegere esențială a lucrurilor. Și vă dau un exemplu simplu prin care să revelăm un pic limitările limbajului. De exemplu, un cuvânt oarecare, picior, în limba română. Ne imaginăm un picior uman, știm cum arată, dar dacă ne gândim puțin mai mult la acest concept, vedem că există tot felul de picioare în jurul nostru. Mesele au picioare, scaunele au picioare, stativele, suporturile au picioare. Putem vorbi despre, de asemenea, în geometrie, eu știu, piciorul unei ipotenuze, a unui triunghi dreptunghic. Și astfel, de la termenul de picior, ajungem la o reprezentare foarte amplă, generală, care e ceva abstract, teoretic, care nu reprezintă în mod direct un obiect sau un fapt eveniment din realitatea aceasta imediată pe care noi o trăim. Zen caută să scape tocmai de limitările acestea ale limbajului și ale minții raționale, care funcționează în viziunea Zen, pe baza unor reprezentări iluzorii ale realității. Și aceste reprezentări iluzorii ale realității se bazează pe natura duală a minții umane și implicit a uneltelor minții, cum este și limbajul. În Zen, realitatea este descrisă ca fiind ceea ce se întâmplă acum și aici. Obiectele, faptele, eveniment care au loc în fața celui care le percepe. Asta este realitatea. Dar o realitate pe care Zen o exprimă nu prin cuvinte, pentru că exprimarea dată prin cuvinte ar însemna a descrie incomplet realitatea. Ci Zen ce face? Arată către realitate. Degetul care arată către lună, așa cum se autodefinește Zen, la asta se referă de fapt, la faptul că Zen indică către ceea ce se întâmplă acum și aici, către această realitate imediată. Dar atenție, nu este totuși vorba despre o concepție de genul trăiește cât de bine posibil clipa în direcția carpe diem. Nu se rezumă doar la atât. Viziunea este mai profundă de atât. Dacă mergem în trecut către rădăcinile zen budismului, ajungem în tradițiile hinduse. Și, spre exemplu, în școala vedantică avem o expresie foarte cunoscută în sanscrită care spune Tatvamasi. Tatvamasi. Această expresie înseamnă asta ești tu. Ei, Zen, când spune că este un deget care arată spre lună, la această primă parte a expresiei Tatvamasi se referă, la Tat. Tat, adică asta, în limba română, este un termen folosit în tradiția vedantică pentru a face referire la Brahman, la ceea ce ei numeau ultima realitate fundamentală. În budismul Mahayana avem un termen înrudit, Tatata, Tatata, prin care Siddhartha Gautama Buddha însuși face referire la adevărata natură a tuturor lucrurilor. Acel ceva transcendental, fundamental, care se îmbracă apoi, într-un mod iluzoriu, se îmbracă în toate cevaurile particulare, formale. Spre asta indică, de fapt, Zen budismul, spre această realitate ultimă a lucrurilor, care practic revelează realitatea ultimă a ființei umane și, bineînțeles, și realitatea ultimă a ceea ce ființa umană percepe ca fiind lumea exterioară sie. În fapt, Zen budismul este o ramură a budismului Mahayana, forma de budism care este cea mai răspândită în timpul prezent. În budismul
Mahayana, se evidențiază drumul lui Bodhidharma, drumul aceluia care pășește pe drumul iluminării, dorind să devină Buddha, să ajungă să fie iluminat. În viziunea budismului Mahayana, orice ființă, nu doar ființă umană, are în sine natura Buddha și orice ființă are posibilitatea de a atinge, de a trezi această natură Buddha fundamentală. De asemenea, budismul Mahayana este interesant pentru că transmite faptul că nu e nevoie neapărat de o parcurgere a mai multor vieți pentru ca ființa să ajungă la această formă de iluminare, ci trezirea este posibilă în viața concretă. Și trezirea aceasta înseamnă depășirea aceea a limitelor minții raționale. Dar atenție, nu e vorba de un divorț de rațiune sau de o blamare a minții raționale, a intelectului, ci de faptul că în ceea ce privește perspectivele spirituale, rațiunea nu este cea mai bună unealtă. Așadar, Zen a produs o sumedenie întreagă de învățături sub formă neconvențională, sub forma unor dialoguri, întrebări, răspunsuri între discipoli și maestri, numite în japoneză mondo, sau prin intermediul koanurilor, ghicitori sau puzzle-uri, în orice caz pot formulate în diferite formule, dar care par a prezenta în fața practicantului un paradox. Provoacă astfel limitele minții raționale, tocmai cu scopul de a reuși cumva să întrevadă practicantul ceea ce este dincolo de mintea aceasta rațională. Și vă voi da câteva exemple de astfel de dialoguri între maestru și discipol care urmăresc trezirea minții non-raționale sau minții intuitive. Și primul exemplu este o întrebare a discipolului Joshu către maestrul Nanseng. Joshu îl întreabă pe Nanseng care este drumul, care este cărarea. Și Nanseng îi răspunde, drumul este viața de zi cu zi. La care Joshu întreabă din nou și se poate învăța acest drum. Nanseng îi răspunde, cu cât îl studiezi mai mult, cu atât te vei îndepărta de el. Dacă nu îl studiez, spune Joshu, atunci cum pot să-mi dau seama că ceea ce fac este de fapt drumul, este în acord cu drumul sau nu? Și Nanseng îi oferă răspunsul final, drumul nu aparține lumii percepției și nu aparține nici lumii non-percepției. Intelectualitatea este o autoamăgire, dar lipsa intelectualității nu are niciun sens. Dacă vrei să ajungi la adevăratul drum, fii tu însuți la fel de liber cum este cerul albastru și nu numi ceea ce ești nici bun, nici rău. Și în momentul acela Joshu a fost iluminat. Un alt exemplu, Joshu ajunge maestru și apare un alt discipol de-al său, data aceasta, care îl întreabă unde este Dao, unde este cărarea. La care Joshu îi răspunde, în mintea ta de zi cu zi găsești cărarea. Cum pot, întreabă discipolul apoi, să mă pun în acord cu această cărare? Cu cât încerci mai mult să te pui în acord cu cărarea, cu atât deviezi mai mult de la ea, spune Joshu. Și un al treilea exemplu, avem pe maestrul Bokuju, vine un discipol și îl întreabă, ridică problematica rutinei. Omul în viața sa cotidiană este confruntat cu tot felul de rutine. Și discipolul, în momentul în care simte apăsarea vieții rutinate, vine și îl întreabă pe Bokuju. Trebuie să ne îmbrăcăm și să mâncăm în fiecare zi. Cum facem să scăpăm din această rutină? La care Bokuju îi răspunde, ne îmbrăcăm și mâncăm. Discipolul nedumerit îi spune că nu înțelege la ce se referă, dar asta el vrea să scape de aceste lucruri. Și Bokuju îi răspunde din nou, dacă nu înțelegi, îmbracă-te și mănâncă. Și în momentul acela discipolul a fost iluminat. Spiritul Zen budismului poate fi rezumat prin patru principii, care reprezintă o transmitere a învățăturilor direct de la fondatorul legendar al budismului Zen, și anume Bodhidharma. Aceste patru principii ale Zen, care subliniază caracterul sau surprind spiritul acesta evaziv, diafan al acestei filozofii de viață, ar fi următoarele. O transmitere directă
detașată de scripturi și de alte scrieri tradiționale. În Zen, transmiterea nu este făcută prin studiu, nu se oferă suport de text, nu se oferă papirusuri manuscrise de niciun fel, ci învățătura transmisă se face în mod direct între discipol și între maestru și discipol. Asta nu înseamnă că nu există scrieri Zen. Foarte mulți maestri ai Zenului vin și vorbesc despre această necesitate de a nu depinde de sutre, de texte efective, dar foarte mulți dintre ei au scris sute și sute de pagini despre Zen, budism, practicile Zen și așa mai departe. Deci o aparentă contradicție aici. Niciun fel de dependență, al doilea principiu, niciun fel de dependență de cuvinte sau de litere. Ziceam și adineauri, în Zen budism, limbajul, mintea rațională, cu unealta sa limbajul, reprezintă un filtru care distorsionează realitatea. Zen presupune depășirea acestui filtru. O indicare directă, al treilea principiu, o indicare directă către sufletul, către natura minții umane, fără niciun fel de intermediere. Și al patrulea principiu, necesitatea de a descoperi propria natură și de a atinge statutul de Buddha, iluminarea. Acestea sunt manifestul Zen-Budismului. Așa cum transpare de-a lungul istoriei, pornind cu fondatorul său legendar, Bodhidharma. Un alt reprezentant de seamă al budismului, dat aceasta unul modern din secolul al XX-lea, profesorul și autorul Daisetsu Teitaro Suzuki. El este unul dintre cei mai influenți practicanți și cercetători ai Zen-Budismului din timpurile moderne. El spune în felul următor, Zen în esența sa, citez, Zen în esența sa este arta de a privi în natura propriei ființe, arătând calea de la înlănțuire către libertate. Făcându-ne să bem direct din fântâna vieții, ne eliberează de toate jugurile sub care suferim noi ființele umane finite. În viziunea lui Suzuki, corpul acesta al ființei umane, sau omul manifestat, conține în sine un tip de energie pe care îl numește misterioasă, un tip de energie care trebuie cumva să se exprime. Dacă omul nu știe să o canalizeze, se întâmplă două posibile lucruri. Pe de o parte, fie acest tip de energie misterioasă se estompează și se ofilește, fie pe de altă parte, ea este canalizată într-un mod anormal și irupe într-un mod violent. Așadar, spune Suzuki că menirea Zen este de a salva omul de la nebunie sau de la infirmitate, să împuternicească. Misiunea Zenului este să împuternicească ființa umană. Și la asta se referă el când spune eliberarea de către orice jug la care este supusă ființa umană, la această desprindere de limitările, inclusiv de limitările individuale, care par a face parte din structura ființei noastre. Un lucru interesant de observat este că prin natura sa, prin modul esențializat în care pune problema și prin demersul pe care îl propune, Zen-Budismul se aseamănă cu un curent filozofic care este mult mai aproape de noi ca spațiu, ca localizare geografică, dar și culturală. Și anume, se aseamănă ca mentalitate cu stoicismul greco-roman. Spre deosebire de tradițiile ezoterice, hinduse, budiste, ortodoxe și altele, care au elaborat o viziune speculativă, filozofică foarte, foarte amplă, în Zen-Budism și în stoicism, nu se accentuează acest lucru, apare o concepție filozofică moderată, punându-se mai degrabă accent pe acțiunea conștientă în timpul prezent, deschisă, o acțiune care să nu fie intermediată de preconcepțiile gândirii. Atât stoicismul cât și zen-budismul vorbesc de fapt despre cizelarea caracterului uman ca fiind o necesitate pentru o viață împlinită a ființei umane. Și vorbesc despre atingerea unui nou nivel de conștiință superior. În zen avem acel satori, acea iluminare, vom vorbi despre parcursul prezentării, iar în stoicism avem beatitudinea stoicilor, acea eudaimonie, ca fiind un deziderat încarnarea aceasta, omul care încarnează beatitudinea, tot superlativul, dacă vreți, potențialului său. Ambele filozofii de viață, de asemenea, subliniază importanța
cunoașterii legilor naturii și asta pentru ca omul să trăiască în acord cu aceste legi, să lucreze cu ele și să nu lucreze împotriva lor, pentru că își face toată misiunea sa de viață mult mai dificilă. Legile naturii pot fi înțelese în mai multe straturi, mai multe dimensiuni, e vorba și de legile fizice, bineînțeles, dar, spre exemplu, poate fi vorba și de legile care guvernează aparatul nostru psihomental. A învăța să lucrăm cu legile psihicului înseamnă că vom putea trata mai bine cu toate problemele de natură psihică cu care ne confruntăm. De asemenea, atât în Zen Budism, cât și în Stoicism, se propune ca criteriu de afirmare a omului fapta, comportamentul de zi cu zi al omului și nu declarații, enunțuri malambicate, teoretice, care să exprime un adevăr sau alt adevăr. Astea nu prea au valoare în Zen Budism și nici în Stoicism, de altfel, și de obicei sunt privite cu suspiciune chiar. Se cuvine să trecem puțin în revistă și istoria Zen Budismului, să vedem cum a ajuns să fie ceea ce este. Și e normal să pornim de la sensul etimologic care stă la baza acestei mișcări, Zen. Cuvântul Zen este o transliterație a cuvântului chinezesc Chan, care la rândul său este o transliterație al cuvântului sanscrit Dhyana, scris D-H-Y-A-N-A, Dhyana. Dhyana înseamnă meditație sau contemplație. Este o practică prin care omul poate accede la un nivel de conștiință superior numit samadhi. În sanscrită, acest samadhi este practic nivelul maxim de conștiință concentrativă în care puterea de penetrare a percepțiilor umane, intuitive, fizice, sunt la apogeu. Această samadhi reprezintă unul dintre cele trei obiective fundamentale pe care orice budist trebuie să le îndeplinească, celelalte două fiind în sanscrită sila sau practica stăpânirea preceptelor etice și prajna, dobândirea înțelepciunii non-discriminatorii. Acestea trei împreună practic descriu drumul octuplu pe care Siddhartha Gautama îl propune. Așadar, Dhyana a fost Dhyana, transliterat în Chan și apoi în Zen în japoneză, reprezintă practica centrală în Zen Budism. Tehnicile principale de meditație fiind preluate dintr-o școală budistă destul de veche care apare la începutul erei noastre, numită Savarstidada. Învățăturile budismului ortodox, deosebit de contemplative, cum am spus, adineauri, care aveau un grad amplu de conceptualizare filozofică, ajung să pătrundă în teritoriile Chinei. În momentul în care se întâmplă acest lucru, perspectivele acestea filozofice, cum am zis, deosebit de elaborate, contemplative, se ciocnesc de o barieră de netrecut, și anume spiritul intrinsec, pragmatic al poporului chinez. Înainte ca Zen budismul, ca budismul, mă rog, să pătrundă pe teritoriile chinezești, în China au înflorit deja alte două curente filozofice foarte importante, și anume, pe o parte, confucianismul și, de cealaltă parte, taoismul. Aceste două curente de gândire au modelat, într-o foarte mare măsură, spiritul chinez. Confucianismul, foarte pe scurt, este un curent în esență umanist, care propune ca model, ca țintă, omul moral, omul care își organizează viața după precepte morale. Și de aici merge mai departe, ajunge la o transpunere a ordinii acesteia individuale la nivel social. Deci confucianismul vorbește despre un om ordonat care trăiește într-o societate organizată moral. Sursa moralei confucianiste este una transcendentală, deci nu este o morală relativistă, dar modul în care se relaționează confucianismul la această sursă transcendentală este unul foarte, foarte pragmatic. Nu se elaborează foarte mult pe seama ei, ci este un reper arhetipal la care omul trebuie să tindă și aia este. De cealaltă parte, taoismul vorbește despre Tao și necesitatea omului de a se pune pe sine în acord cu Tao sau Dao. Acest Tao sau Dao este un concept dificil de definit,
În sensul că nu avem o definiție exactă, absolută pentru el, dar se referă la un torent al existenței în care totul curge, totul curge, care se află mereu, mereu în mișcare și, dacă vreți, o explicație suplimentară care face referire la originile, tiparele de desfășurare și la finalitățile însăși ale existenței. Spre deosebire de confucianism, în taoism nu se pune atât de mult accentul pe formalism. Este un curent mai liber. Omul trebuie să se pună el pe el în acord cu acest tao. Deci este o expresie individuală care se caută aici, însă pragmatismul rămâne prezent. Nu e vorba de a elabora teorii despre tao, ci de a te pune și a trăi în acord cu tao pur și simplu. Așadar, budismul pătrunde în China, găsește un teren fertil. Poporul chinez este un popor predispus la spiritualitate, dar are această aromă a pragmatismului și astfel se contopește tradiția budistă cu tradițiile acestea chinezești, confucianiste și taoiste și se naște noul curent care ajunge să fie numit Chan în China și ulterior Zen în Japonia. Ideile fundamentale care stau la baza Zen budismului au pătruns în China încă înaintea venirii fondatorului acelui legendar Bodhidharma al Zen budismului. Cele trei idei fundamentale care circulau în China încă de prin secolele 4-5 sunt următoarele. Toate ființele, inclusiv pietrele, conțin natura lui Buddha și pot atinge iluminarea. Deci, în acord cu ideea aceasta, putem vorbi despre o piatră iluminată. Adică nu trebuie să ne imaginăm ceva similar cu un om iluminat, ci iluminarea pietrei în acord cu propria sa formă de conștiință. Apoi, a doua idee, uniunea omului cu dezideratul acesta de realizarea unei uniuni între ființa umană și infinit, cum este numit în budism vidul sau goligiunea. Și pentru ca să se atingă această unire, trebuie să fie absolută. E o referire la un stadiu de conștiință numit Shunyata, care trece dincolo de eul sau egoul personal, iluzoriu, care separă ireconciliabil toate lucrurile. Și a treia idee zen budistă, care circulă deja pe teritoriul Chinei, este aceea că iluminarea trebuie să fie neapărat spontană, instantanee. Drumul în sine, parcurgerea disciplinară a drumului zen este ceva progresiv, dar saltul însuși în conștiință trebuie să fie subit. Vom vorbi despre asta când o să descriem acel salt numit Satori, salt în conștiință numit Satori. Primul fondator, conform tradiției, sau primul fondator, primul practicant și fondatorul Zen, conform tradiției chinezești, este Bodhidharma. Bodhidharma este un personaj enigmatic, un indian care a venit în China. El cel mai des este reprezentat cu o privire încruntată și cu sprâncene stufoase și o barbă foarte, 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 foarte bogată. Bodhidharma este văzut ca fiind, în antologia patriarhilor budiști, este văzut ca fiind al 28-lea patriarh budist, parte practic a unui lanț neîntrerupt, a cărei prime verigi este Siddhartha Gautama Buddha însuși. Bodhidharma ajunge în China, unde înființează o mănăstire și începe să transmită învățăturile budiste. Transmite practici prin care călugării care au aderat la această mănăstire budistă încearcă să se apropie de adevărul budist. Pe lângă practicile acestea secrete, Bodhidharma transmite și învață călugării de asemenea exerciții psihosomatice și exerciții de gimnastică și combină reflexia, contemplația, toate aceste lucruri meditative cu elemente de practică și astfel, conform tradiției chineze, se conturează nucleul ordinului Shaolin și nucleul artelor marțiale Kung Fu, cu această venire a lui Bodhidharma. Bodhidharma a schimbat percepția zen în China. Percepția obișnuită era că atunci când omul practică fapte bune, nu știu, faptul că a construit o mănăstire, faptul că a ajutat pe cineva, adună merit karmic pozitiv și poate folosi pe urmă acest merit karmic pozitiv într-o altă viață pentru a se elibera, pentru a atinge iluminarea sau natura aceea de Buddha, intrinsecă fiecărei ființe umane.
Dar Bodhisattva vine și schimbă această perspectivă. Avem un dialog celebru între Bodhisattva și împăratul Wu al Liangului. Bodhisattva ajunge la curtea împăratului și împăratul îi se adresează, spunându-i că am hirotonisit nenumărate catedrale, am construit ctitorii nenumărate catedrale budiste, am hirotonisit numeroși călugări, am pus să se traducă sutrele în chineză și să se picteze imagini cu Buddha. Cât merit karmic am adunat pentru toate acestea? Și Bodhidharma mai răspunde, niciun pic. Faptele bune săvârșite cu intenții lumești aduc karmă bună, dar nu aduc merit. Împăratul bulversat atunci îl întreabă care este totuși primul principiu al învățăturii sale, pentru că despre asta se vorbește. Bodhidharma face o referire la acea realitate transcendentală, la acea realitate ultimă spre care indică Zen budismul și spune că în goliciunea nemărginită nu există nimic sfânt. Practic, realitatea aceea este atât de îndepărtată, transcende cu atât de mult imediatul, încât nici măcar un apelativ cum este cuvântul sfânt sau conceptul de sfânt nu se poate adresa. Împăratul Wu atunci întreabă, păi totuși cine stă atunci în fața mea? Se considera că Bodhidharma este un bodhisattva, adică un sfânt, un om care parcurge cărarea iluminării către statutul de Buddha. Și Bodhidharma spune, nu știu. Și pleacă din fața sa să cutreiere țara. Pus față în față cu necesitatea de a descrie în mod rațional, prin limbaj, ceva ce ține de o natură a infinitului, cine stă în fața mea atunci, dacă nu stă un sfânt? Împăratul întreabă Bodhidharma cine este el. Bodhidharma spune, nu știu. Și pleacă. Preferă să nu ofere un răspuns de acest tip. Bodhidharma dă naștere unei descendențe în Zen budism. Se creează practic o linie separată de patriarh. Bodhidharma devine primul patriarh al budismului și l-au urmat alți 6 patriarhi cunoscuți, alți 5 patriarhi, alcătuind un lanț de 6 cu tot cu el. Fiecare a contribuit într-un mod esențial la elaborarea Zen budismului. Al 5-lea patriarh al Zen budismului este cel care a elaborat foarte mult și a pus un mare accent pe practica meditativă, cunoscută ulterior ca Zazen, meditația șezândă în Zen, care presupunea o încercare de desprindere de lumea cotidiană, cât mai mult timp petrecut în contemplație. Și se naște un curent nordic, în teritoriile nord, de nord ale Chinei, care practică cu precădere această formă de meditație. Dar apare apoi al 6-lea patriarh, Huineng sau Eno, care vine cu o nouă perspectivă. Epoca lui Eno, lui Huineng, acel de-al 6-lea patriarh și câteva secole după ce a trăit el, vreo 2 secole, până în secolele 9-10, este considerată perioada de aur a Zen budismului. Eno, sau al 6-lea patriarh, a spus să nu credeți că vă veți putea ilumina stând toată ziua așezați cu mintea goală. Eno m-a criticat această perspectivă a curentului zen budist de nord și a promovat foarte mult ideea aceasta că zen poate fi practicat în orice ipostază a vieții, nu doar în ipostaza aceasta așezată, meditativă, contemplativă. Se poate practica zen și în momentul în care omul muncește la ceva, și în momentul în care omul doarme, și în momentul în care omul mănâncă, și în momentul în care omul se confruntă cu o problemă sau cu orice alt fenomen obiectiv din realitatea sa imediată. De exemplu, dacă ne întrebăm ce înseamnă a munci, cu atitudine zen înseamnă a munci cu atenția corectă la acțiunea pe care o faci. Pentru că de obicei gândurile noastre zboară în alte direcții. Cât de mult mă enervează această muncă, cât de mult timp pierd cu această muncă, asta nu înseamnă atitudine zen. Sau a dormi zen, a dormi foarte profund, liniștit, fără a apărea interferențe psihologice de niciun fel. Și avem un nou exemplu de koan, de dialog din acesta între maestru și discipol, care face referire la această dorința zen budismului de a se desprinde de formalism, de dogmă, de orice fel. Avem pe un maestru, Tianran, care stătea la un templu din China, din Chang'an, și era o noapte foarte, foarte friguroasă. Nu avea cu ce să-și facă focul. Maestrul a luat în momentul acela o statuie din lemn care îl reprezenta pe Buddha, a cioplit statuia respectivă și a făcut focul cu ea pentru a se încălzi. Când a văzut asta
responsabilul templului a venit numai decât la maestrul Tianram și l-a întrebat cum poți să faci un lucru atât de condamnabil. Și în momentul acela Tianram i-a răspuns, caut sarira prin cenușa imaginii lui Buddha. Sarira face referire la perle sau bijuterii, un soi de relicve care se găsesc în cenușa unui Buddha adevărat. Aia spune tradiția budistă că atunci când vorbim despre un Buddha, despre un iluminat autentic, în momentul în care el este ars, trupul său dispare, prin cenușa care rămâne în urma arderii, se găsesc aceste sarira, bijuterii. Ei, Tianran spune că caută aceste bijuterii pe care le-ai găsit doar în corpul unui adevărat Buddha prin statuie, prin rămășițele statuii. Conducătorul, bineînțeles, îl întreabă cât de prost poți să fii să crezi că poți găsi sarira într-o statuie. Și atunci Tianran îi spune, atunci te rog mai dă-mi o statuie, pentru că noaptea este lungă și friguroasă. Deci nu se acceptă această formalizare nenecesară a lucrurilor în Zen budism. În Japonia, Zen budismul pătrunde abia după secolul al XII-lea. Deja exista acolo o tradiție budistă ortodoxă, tradițională, de aproximativ 6 secole, care, bineînțeles, se contopise cu șintoismul japonez și cu celelalte perspective de viață care existau acolo. Și astfel apare și acest nou curent Zen, care se potrivește foarte bine cu un caracter similar cu cel al poporului chinez, un caracter foarte pragmatic al poporului japonez și se prefigurează o nouă perioadă de aur, un nou apogeu al Zen budismului, de data aceasta în epoca, în țara soarelui răsare. De-a lungul timpului s-au desprins în mod evident diferite curente, diferite școli de Zen. La un moment dat erau cinci principale școli Zen, dar dintre acestea două au reușit să supraviețuiască până în timpurile moderne. Cele două sunt practicate astăzi în Japonia, școala Rinzai, pe de-o parte, și de cealaltă parte școala Soto. Ambele urmăresc aceleași obiective zen, trezirea ființei umane și punerea omului în contact cu natura adevărată a tuturor lucrurilor, dincolo de intermedierea iluzorie, problematică a limbajului. Ambele propun o abordare directă, deschisă, lipsită de preconcepții a vieții. Ambele pun accent pe faptă, pe comportament și nu pe declarație, nu pe sutre. Însă, cele două școli diferă în mod esențial prin practicile pe care le propun. Școala Zen Rinzai, care a fost fondată de către maestrul Rinzai, propune o abordare mai îndrăzneață a Zen budismului și ca practici propune meditația Zazen, dar cu ajutorul koanurilor și de asemenea propune ceea ce se numește Samu, sau muncile fizice, antrenamentele fizice. Deci în școala Rinzai, forma de meditație practicată este o meditație în care practicantul are un obiect asupra căruia meditează, are o ancoră pe care se sprijină, cu care se sprijină. Și această ancoră este koanul. Koanul fiind, după cum am mai zis și adineauri, o ghicitoare menită să provoace limitele gândirii raționale. Și practicantul Zen Rinzai, în timp ce meditează, încearcă să deslușească, să găsească un răspuns la un koan pe care îl primește. De asemenea, muncile acestea de zi cu zi, Samu, sunt importante pentru că, spune școala Rinzai, omul are nevoie să fie pregătit din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere fizic, pentru a putea încarna înțelepciunea non-discriminatorie la care va ajunge la un moment dat când va experimenta iluminarea sau satori, cum este termenul zen budist. De cealaltă parte, școala Soto propune o abordare mai fină, mai serenă, mai așezată în meditație. Tot meditația este centrul practicii zen și în școala Soto, dar acolo este o formă de meditație care nu folosește niciun fel de conținut, niciun fel de ancoră pentru discipol. Termenul pentru a desemna acest tip de meditație este shikantaza, care înseamnă efectiv doar stat. Deci stai, pur și simplu. Zen practicat așa ca shikantaza presupune ca meditatorul să ajungă să perceapă torentul însuși al gândurilor sale, al emoțiilor și să se ridice deasupra sa, să ajungă să poată observa acest torent al gândurilor și al emoțiilor fără a fi cufundat în el.
Coanurile și Samu, această muncă, muncă fizică pe lângă templu sau antrenamente, nu sunt atât de folosite în școala Soto. Există și o zicală japoneză care subliniază această diferență între cele două școli, zice Rinzai Shogun, Soto Domin, care înseamnă Rinzai pentru Shogun, Soto pentru fermier. E o idee care subliniază faptul că școala Rinzai a fost în mod tradițional favorizată de către clasa samurailor în Japonia, pe când școala Soto a fost favorizată de către celelalte clase sociale, comercianți, fermieri și așa mai departe. Astăzi, dintre cele două, școala Soto numără cei mai mulți practicanți, este cea mai mare. În Occident, Zen Budismul pătrunde destul de târziu, abia în secolul al XX-lea, după 1920 încoace, prin diversi autori, cum este Eric Fromm, cel pe care l-am menționat adineauri, Suzuki, Daisetsu Tetaro Suzuki. Acest profesor și autor și practicant Zen, Suzuki, este cel poate căruia datoram cel mai mult răspândirea Zen budismului în Occident. El a devenit preocupat de faptul că maestrii Zen ai timpului său nu reușeau să transmită, să facă înțelese adevărurile Zen pentru omul modern. Practic nu puteau traduce învățăturile acestea Zen în lumina gândirii moderne. Și atunci doctorul Suzuki și-a propus să treacă dincolo de descrierile Zen regăsite în mănăstirile Zen, care se vehiculau în viața aceasta monahală, desprinsă de tumultul vieții de zi cu zi, și să găsească o înțelegere și o descriere a Zen budismului care să fie bazată pe ceva mult mai natural și mai accesibil omului, și anume bunul simț. Și astfel a pornit a inițiat un demers prin care a scris foarte mult, a susținut prelegeri publice în numeroase orașe europene, Londra și altele, în care a prezentat Zen budismul așa mai simplu din perspectiva aceasta a bunului simț. Și așa a ajuns să fie cunoscut Zen budismul și în Occident. Cam asta ar fi așa o viziune de ansamblu văzută de la depărtare asupra istoriei Zen budismului, a modului în care acest nou curent a ajuns să fie configurat, transmis și răspândit în lumea întreagă. Originile sale, ați văzut, se găsesc în India, tot în India. Care sunt obiectivele Zen budismului? Obiectivul principal Zen l-am descris deja, am zis că e vorba despre dobândirea acelei noi perspective de a privi direct în natura tuturor lucrurilor. Perspectiva aceasta nouă pe care o propune Zen budismul este o perspectivă intuitivă. Și practic se propune dezvoltarea intuiției. Dar nu e vorba de, când Zen budismul spune perspectivă nouă, nu e vorba de nou în sensul de ceva care nu mai există, ci trebuie construit cumva. Nu, se referă mai degrabă la nou în sensul de ceva care se află la îndemână, la îndemâna ființei umane, dar nu este văzută, nu este percepută, nu pare a fi o soluție viabilă pentru ființa umană, atunci nu o folosește. Sursa acestei ignoranțe a omului în ceea ce privește capacitățile sale intuitive este propensiunea sa de a limita și a explica totul la limitele și capacitățile minții raționale, care este bazată pe dualism. Ce înseamnă că mintea rațională, logica, intelectul este bazat pe dualism? E vorba despre o paradigmă fundamentală prin care funcționează această minte logică, care separă lucrurile între un eu, între un ego-conștiință și restul lucrurilor, restul realităților, ceilalți oameni, celelalte animale, lucruri, natură, cosmosul în sine, nu? Lumea mea interioară versus lumea exterioară. Ceva ce eu posed, o calitate sau o facultate, versus ceva ce eu nu posed. Bineînțeles, putem merge și în alte direcții, exemplu, dihotomiile acestea faimoase, bine, rău, viață, moarte. Toate acestea izvorăsc tocmai din natura duală a modului în care funcționează rațiunea noastră.
Maestrii Zen nu propun un divorț de rațiune, este recunoscută importanța gândirii, nici nu se poate concepe o ființă umană care să nu gândească, nu? Societățile noastre, civilizația modernă nu ar putea exista în lipsa unei dezvoltări, unei gândiri sănătoase, coerente. Dar ceea ce spune Zen este că în ceea ce privește demersurile, căutările spirituale ale omului, rațiunea nu este unealta potrivită, pentru că sondarea spiritualității echivalează cu sondarea infinitului subiectiv și nu cu sondarea finitului obiectiv. Rațiunea este potrivită pentru a trata cu ceea ce este finit, ceea ce este observabil, măsurabil, experimentabil în această lume concretă, dar nu este potrivită pentru explorarea abisurilor misterioase ale ființei. Prin urmare, aceasta este propunerea Zen, prin care se elimină orice interferență între fapt sau eveniment și cel care experimentează faptul sau evenimentul în sine. Doctorul Suzuki spune că, precum natura nu suportă vacuumul, Zen nu suportă ca ceva să intervină între fapt și noi înșine. Conform viziunii Zen, faptele sunt fapte. Ele nu pot fi numite bune sau rele în sine, plăcute sau neplăcute. Toate acestea sunt etichete pe care intelectul uman le atașează lucrurilor și ele, de fapt, aceste etichete nu fac decât să limiteze percepția și experiența umană, astfel încât cei care ajung să considere aceste etichete ca fiind realitatea, ajung să confundă, după cum spune Suzuki, degetul pentru lună. E o referire la acea autodescriere a Zenului, degetul care indică spre lună. Dacă omul ia prea în serios intelectualismul, etichetele raționale pe care le pune pe toate lucrurile, atunci el ajunge să confunde degetul cu lună, adică să confunde iluzia cu realitatea. Pentru a transcende această natură duală a minții, în Zen se folosește conceptul de nu-doi. Nu-doi, care în practic este o negare a dualității care separă toate lucrurile și care cufundă omul în iluzia aceasta a dualității. Vorbind despre perspectiva aceasta nu-doi, un maestru Zen a spus că dacă o cauți, ea dispare. Deci propunerea Zen este atingerea lui nu-doi. Aici am ajuns la atingerea lui nu-doi, dar Zen în același timp spune că pe măsură ce cauți această paradigmă nouă, pe acest nu-doi, te îndepărtezi de fapt de el. Și e destul de contraintuitivă problematica formulată astfel. Nu? Cum pot eu să găsesc ceva sau să dezvolt ceva dacă nu știu ce caut cu adevărat, dacă nu înțeleg ce este acel ceva pe care îl caut? Dar dacă ne gândim astfel, ne demonstrăm nouă înșine cât de adânc înrădăcinați suntem de fapt în acea paradigmă a dualității. Pentru că noi când formulăm problema așa, cum pot găsi ceva ce nu înțeleg, ce nu cunosc, deja noi pornim de la o perspectivă duală. Adică eu sunt ego, eu în conștiință, care nu posedă un lucru și dorește să atingă, să dobândească acel lucru. Prin urmare, depășirea acestei dualități este mai dificilă decât pare la prima vedere, nu e de ajuns să o declarăm, ci practicantul sau discipolul Zen are în fața sa nici mai mult, nici mai puțin decât un proiect de natură existențială, pentru că el trebuie să ajungă însăși la redefinirea egoului, propriului eu, a propriului eu, dincolo de această minte rațională. Și asta este ceva foarte dificil, pentru că egoul nostru este ceea ce ne protejează în același timp, nu doar ne orbește în fața ultimei realități, după cum spune budismul, dar ne și protejează. Avem nevoie de această identitate egoică pentru a trăi cumva în această lume. Și asta se spune și în Zen, că cel mai greu lucru pentru ființa umană este să spargă, să străpungă cochilia propriului ego personal. În limbaj Zen, pentru străpungerea aceasta a cochiliei Zenului, se folosește expresia a sparge fundul unei găleți. A sparge fundul unei găleți, asta înseamnă că obținem ceva care nu mai este o găleată, nu mai este un recipient care ține apa,
Expresia este înrudită cu proverbiala expresie care spune că rămâi fără teren solid, fără pământ pe care să stai și te scufunzi în marele torent al vieții, pentru că nu mai ai pe ce sta. Și atunci practicantul se întreabă, dar am nevoie de acest pământ care este ego-ul meu personal, cum pot trăi în lipsa acestui ego? La care îndemnul zen budist este, învață să înnoți, dacă dorești să trăiești în libertate. Depășirea iluziei propriului ego personal și a iluziei aceasta a separării reprezintă un deziderat și pentru vechile religii ezoterice, hinduse și în budism, tradițiile budism ortodoxe, Mahayana, Theravada și mai departe, toate presupun acest deziderat. Doar că zen budismul este mult mai vehement în abordarea sa pentru că nu acceptă niciun fel de speculație. Pentru zen budism, elaborarea speculativă reprezintă un compromis pe care nu îl dorește să îl facă și astfel zen preferă să arate direct înspre acel ceva, înspre acel ta-ta-ta, care este expresia universalității, care se îmbracă în tot soiul de forme particulare și nu dorește să elaboreze prea mult verbal, prin scrier, prin text, prin cuvânt, cu privire la această realitate. Prin urmare, pentru zen budism, dacă este să vorbim despre un principiu, spre exemplu despre principiul adevărului, principiul frumosului, principiul binelui și așa mai departe, nu repere morale, arhetipale, omul are nevoie să încarneze acest principiu. Nu este deloc, nu este suficient să vorbească despre el, practic a vorbi, a elabora ceva despre adevăr, nu are nimic de a face cu adevărul. Pentru zen, omul trebuie să încarneze adevărul pentru a fi adevărat. Și avem un scurt dialog, un discipol vine la maestrul Rinzai de data aceasta și îl întreabă unde să meargă să se instruiască, pentru că nu știe unde poate găsi un maestru zen care să-i ofere cheia necesară pentru iluminare. Și maestrul Rinzai în momentul acela îi spune că dacă devii un maestru, atunci oriunde ar fi asta și oriunde vei fi tu, acolo va fi adevărul. Deci dacă tu reușești să încarnezi adevărul, atunci, oriunde vei fi tu și orice s-ar întâmpla în vecinătatea ta și tu participi la acele lucruri, acele lucruri sunt adevărate, pentru că tu ești o încarnare a adevărului. Totuși, omul există ca o ființă finită, nu omul manifestat, mă refer. Trăiește în lumea aceasta a dualității, a separării aparente a tuturor lucrurilor. Și dacă omul dorește să acționeze în vreun fel, atunci trebuie să o facă în această lume. Raza acțiunii noastre, raza potențialul de acțiune umană, se rezumă în principal la lumea aceasta materială, manifestată așa, iluzorie cum este ea, și nu merge în alte sfere mai elaborate. Astfel, pentru a putea acționa în acest fel, în această lume, practicantul zen nu poate totuși rămâne definitiv la stadiul de nu-doi. Deci stadiul de nu-doi în zen budism este și acela ceva intermediar, este un deziderat până când este atins, după care trebuie mers mai departe de acest stadiu nu-doi. În stadiul de nu-doi, în care omul a depășit practic gândirea duală, ce se întâmplă este că ego-ul personal este estompat, este șters. Asta înseamnă că și judecata personală, individuală, este estompată. Judecata individuală fiind o formă discriminatorie de gândire, pe când nu-doi, non-dualismul, este o formă de înțelegere non-discriminatorie. Prin urmare, în măsura în care omul rămâne în acel stadiu de percepție non-discriminatorie, nu poate acționa, nu poate face nimic, pentru că acțiunea însă și orice acțiune în lumea aceasta este un act discriminatoriu, pentru că face parte din această lume a discriminărilor. Așadar, zen propune de fapt o a treia perspectivă, o perspectivă sau a treia poziție, o poziție care nu este localizată nici în nu-doi, dar nici în perspectiva obișnuită a lui nu-unu, perspectiva obișnuită a separaționismului. Se află și într-una și în cealaltă. Practic, în zen budism,
dezideratul final este atingerea unui soi de echilibru oscilatoriu între aceste două poziții de nu 2 și de nu 1, care poate fi atins prin practicile pe care le propune. Și vreau să vă ofer aici, să fac referire la un koan pe care l-am prezentat adineauri, răspunsul maestrului Nanseng, care spune că drumul nu aparține nici lumii percepției și nici lumii non-percepției. De asemenea, intelectualitatea este o autoamăgire, iar non-intelectualitatea nu are niciun sens. La acest lucru face referire foarte, foarte subtil Nanseng în replicile sale. La această a treia poziție, care este dezideratul Zenului, o poziție non-localizată între nu 2 și nu 1. Vă mai ofer un exemplu de anecdotă Zen pentru a sublinia acest spirit iredit, această poziție absolut câteodată pare ciudată, pare ceva la care nu te aștepți să apară în fața ta. E povestea lui Isan. Isan era un călugăr bucătar la o mănăstire budistă condusă de un maestru numit Hyakujo. La un moment dat, Hyakujo, maestrul, decide să fondeze o nouă mănăstire și Zen și se vede pus în fața necesității de a alege un succesor. Astfel îl cheamă pe discipolul său cel mai apropiat, pe călugărul senior, pentru a-i spune planul său și nu-i conferă direct călugărului senior statutul de conducător al mănăstirii, ci Hyakujo hotărăște să organizeze o probă la care să participe toți membrii mănăstirii. Călugărul senior îi cheamă pe toți frații săi și când au fost toți adunați în fața maestrului Hyakujo, acesta scoate o cană obișnuită din robele sale, o cană de băut, și o așează pe jos, în fața discipolilor săi. Și atunci îi întreabă pe aceștia: ce este aceasta? Nu puteți folosi nici afirmații și nici negații pentru a o numi. Ce este aceasta? Nu puteți folosi nici afirmații și nici negații pentru a o numi. În acel moment, călugărul senior face un pas înainte și spune: nu s-ar putea spune că este un băț de lemn. Maestrul Hyakujo nu a fost mulțumit de acest răspuns și a continuat să aștepte. În acel moment, Isan, bucătarul, călugărul bucătar, a făcut un pas în față și a lovit cu piciorul foarte puternic cana, zvârlind-o peste mese, prin sală. În momentul acela, Hyakujo, maestrul, a început să râdă spre surprinderea tuturor celorlalți călugări și a spus: maestru, iată, călugărul senior a fost bătut, a pierdut în fața bucătarului. Și bucătarul Isan a fost ales ca fiind succesorul său. El a ajuns să conducă această mănăstire Zen. Un alt călugăr, frate de al lui Isan, a comentat apoi că nu știu dacă Isan este totuși mai înțelept pentru că a renunțat la un post ușor pentru un post mult mai dificil. Dobândirea acestei perspective inedite, foarte, foarte proaspete a Zen budismului, se referă de fapt la experiența mistică propusă în Zen budism, așa numitul Satori în japoneză, Satori sau Wu în chineză. Satori provine de la verbul Satoru, care înseamnă a înțelege sau a ști. Practic, fără Satori nu există Zen. Satori este rațiunea de a fi a Zen budismului. Deci Satori, experiența această mistică, poate fi descrisă ca fiind o înțelegere intuitivă, o pătrundere intuitivă, directă și non-duală în natura lucrurilor și astfel, practic, este un fenomen personal, acest Satori. El nu e ceva ce poate fi explicat de către altcineva. Chiar dacă ar veni Siddhartha Gautama însuși și ar spune cuiva ce înseamnă iluminarea, și a și făcut acest lucru, nu? Prin moștenirea pe care a lăsat-o, asta nu înseamnă că omul care aude și înțelege rațional explicațiile acestea s-a și iluminat. Pentru că omul acela nu a experimentat această trezire, acest Satori, nu a avut această experiență mistică prin care pătrunde și cuprinde intuitiv, în mod plenar, direct, realitatea lucrurilor și omul rămâne, de fapt, nu prin explicații, rămâne doar la o reprezentare intelectuală a acestei realități, care e un filtru și care te separă, care îl separă.
Astfel, satorii putem spune că se aseamănă destul de mult cu fenomenul umorului. Atunci când cineva face o glumă și noi ne prindem de poantă, râdem, subit, spontan. E o reacție naturală acolo. Nu e că stăm întâi și ne explicăm care a fost de fapt ideea glumei și apoi râdem. Nu. Dacă am prins gluma, am râs spontan. Dacă nu, nu. În momentul în care vine cineva și ne explică gluma, nici nu mai este la fel de amuzant cum a fost inițial. Tocmai pentru că reprezentarea aceasta rațională, dualistă, e un filtru care interferează cu experiența în sine. Și atunci nu se întâmplă. Prin urmare, nu se întâmplă satori. Prin urmare, experiența mistică în budismul zen este ceva absolut individual, absolut personal. Este folosit un alt termen pentru această experiență mistică, alături de Satori, și termenul Kensho în japoneză, care înseamnă a vedea în propria natură. Ele uneori sunt folosite interschimbabil, Kensho și Satori însemnând același lucru, dar există și autori sau școli care definesc un pic diferit cele două. Kensho mă reprezintă, dacă vreți, a deschide ușa și a privi ceea ce este dincolo, iar Satori înseamnă a trece pragul și a ajunge dincolo. Deci Kensho e o primă perspectivă în natura autentică a lucrurilor, iar Satori e dobândirea, însușirea acelei perspective într-un mod permanent. Autorul, profesorul Suzuki, cel de care vă spuneam că este responsabil pentru răspândirea Zen budismului în Occident, are o serie de caracteristici în scrierile sale prin care încearcă să ofere câteva repere pentru Satori, cum anume putem descrie Satori, cu accepțiunea că e o descriere sau că elementele acestea nu sunt Satori însuși, ci sunt doar niște descrieri reprezentative ale sale. Sunt mai multe. În primul și în primul rând, Suzuki vorbește despre caracterul irațional al lui Satori. Satori nu este o concluzie la care să se poată ajunge printr-un demers logic, pas cu pas, ci Satori sfidează orice determinare intelectuală. Prin urmare, toți cei care experimentează acest Satori se găsesc în dificultatea de a exprima, ziceam și la începutul temei noastre, o experiență foarte profundă care nu poate fi pusă în cuvinte într-un mod coerent. Foarte, foarte bine. Deci este irațional, Satori. Apoi, este vorba despre o înțelegere intuitivă asupra lucrurilor, subită, intuitivă, nu rațională. Prin urmare, dacă nu are acest caracter intuitiv, noetic, nu este vorba de Satori. Omul poate fi, se poate minți singur. Putem experimenta, de exemplu, o exaltare emoțională și să confundăm această exaltare emoțională cu Satori. Dar nu, dacă nu există acest caracter noetic, cumva un simț care să fie dincolo sau un simț al transcendenței, nu putem vorbi despre Satori. Mai departe, Suzuki spune că realizarea Satori este ceva autoritativ, are autoritate. Cunoașterea realizată prin Satori, noua perspectivă, nu poate fi combătută argumentativ, logic. Tot ceea ce poate face rațiunea când este pusă față în față cu această nouă perspectivă de Satori, dată de Satori, este să explice, să interpreteze această nouă perspectivă și să încerce să găsească pârghii pentru a putea fi folosită. Să fie folosită pentru a atinge acea a treia poziție nelocalizată a zenului. Apoi, un alt lucru care caracterizează Satori, conform doctorului Suzuki, este faptul că Satori tot timpul este o afirmație a ceva. Adică e o cunoaștere care conține o cunoaștere, o înțelegere substanțială, care vine și ne spune ceva despre natura lucrurilor. Satori, în urma lui Satori, dacă cineva vine și spune că experiența lui se rezumă la realitatea nu este asta ce vedem, nu este Satori, pentru că e doar o negare a ceea ce se întâmplă, dar nu este și o transmitere a ceea ce este atunci realitatea, dacă nu este. Deci Satori tot timpul vine cu un răspuns substanțial pe care îl conferă omului. Apoi, am menționat și eu adineauri, menționează Suzuki, simțul transcendenței. Atunci când omul experimentează această trăire de Satori, are un simț al transcendenței.
simte, intuiește că, deci el trăiește experiența mistică, dar cumva rădăcina acestei experiențe este altundeva. Nu este localizată neapărat în ceea ce el percepe ca fiind propria sa ființă. De-aia spune Suzuki, trebuie să ne rezumăm la atât, la a percepe acest sentiment, simț al transcendenței, pentru că dacă ajungem să elaborăm lucrurile și să vorbim despre absolut, despre acel Brahman sau despre Dumnezeu sau ceva în direcția aceasta, atunci ne compromitem pentru că ajungem pe terenul speculațiilor. Și Zen budismul nu vrea să facă nu vrea să intre în jocul acesta al speculațiilor. Apoi, o altă caracteristică a experienței mistice Satori este tonul impersonal cu care ea ajunge, iar ea se revarsă în ființa umană. Nu există niciun fel de personificare a lui Satori. Nu e că cineva vine și ne spune ceva, sau pur și simplu e o afirmație, o transmitere, o înțelegere impersonală care pur și simplu ne inundă sfera conștiinței. Apoi, Satori vine și cu senzația exaltării, spune Suzuki. Cel care experimentează Satori simte exaltarea aceasta pentru că perspectiva sa conștientă se extinde. Lanțurile care îl legau adineauri, cochilia aceea egoică în umbra căreia trăia, a fost spartă, lanțurile au fost rupte și astfel el trăiește un nou grad de libertate pe care până acum nu l-a avut și este exaltat, este exaltare datorită acestui fapt. Și nu în ultimul rând, Suzuki spune că Satori trebuie să fie subit, instantaneu, nu progresiv, asemenea aprinderii unei lumini, unui bec într-o încăpere întunecată. Când becul este aprins, lumina este iluminată în întregimea ei imediat, nu progresiv, sau o percepem ca fiind imediată. Care este practica centrală prin care se poate ajunge la această a treia poziție Zen, la experimentarea lui Satori? Meditația. Zen face referire la un anumit tip de meditație, meditația Zen sau Zazen, care înseamnă astăzi meditație așezată. În școlile moderne, în școala Rinzai și școala Sato din timpul nostru, meditația este practicată în principal în forma aceasta așezată, dar în alte timpuri nu era chiar așa. Meditația Zen este văzută în mod esențial ca o formă disciplinară, un demers disciplinar de curățare, de limpezire a propriilor percepții, a percepțiilor atât senzoriale și atât a percepțiilor de natură intuitivă. Deci este un demers de purificare a aparatelor, a mecanismelor de percepție umană și acest lucru poate fi făcut în varii ipostaze. Dacă rețineți când am discutat despre Zen budismul tradițional chinez, când era la apogeu în China acest curent, Eno, al șaselea patriarh, a criticat foarte mult tendința aceasta aproape exclusivă de a practica meditația Zen doar în forma așezată. Cum anume se practică această meditație Zen? Putem evidenția două mari moduri diferite de a aborda meditația Zen, una a propriei școlii Rinzai și una a propriei școlii Soto. Cea tradițională este un mix din cele două, dar mai apropiată un pic de școala Rinzai, de acel caracter așa mai practic, mai pragmatic. În școala Rinzai se utilizează metoda koanului în meditația Zen. Practic, în acest caz, meditația este practicată cu un obiect, cu un conținut la care meditatorul trebuie să mediteze. Și acest conținut sau acest obiect este koanul, acea formă de ghicitoare, de dialog. El poate fi structurat în vari forme koanul, dar este structurat în așa fel încât să provoace gândirea rațională până la limitele sale. Practic, dacă omul s-ar rezuma doar la facultățile sale intelectuale, el nu ar trebui să poată să rezolve un koan, să ajungă să dea răspunsul potrivit pentru un koan. Și astfel e proiectul acela existențial, foarte dificil, prin care omul trebuie să spargă un pic cochilia sau scutul paradigmei duale sub care se ascunde.
Koanurile au fost pentru prima dată organizate de către un maestru zen numit Hakuin în secolul al XVII-lea. Conform acestei sistematizări a koanurilor, există astăzi 1700 de koanuri în total, la care dacă se adaugă și întrebări adiționale, se ajunge la aproximativ 3000 de koanuri. Practicantul școlii Rinzai trebuie să depășească toate aceste koanuri. Fiecare koan este o barieră, este o poartă și trebuie să depășească pe toate pentru a ajunge să poarte sigiliul maestrului. El este evaluat prin discuții față în față cu un îndrumător care îi încearcă, îi testează nivelul de conștiință. Koanurile acestea sunt împărțite pe categorii în funcție de ceea ce se urmărește, atingerea unui satori incipient, până la koanurile mai dificile, ultime, care vorbesc despre atingerea acelei ultime iluminări, a ultimului satori, și anume a iluminării. Deslușirea unui koan este un act personal subiectiv. Nu am zis adineauri că satori este ceva ce trăiește individul în planul său subiectiv, nu e ceva ce poate fi obiectivat în vreun fel lumea aceasta. Astfel, rezolvarea unui koan este și asta în sine un act subiectiv. Prin urmare, nu există un singur răspuns acceptat, care poate fi acceptat pentru un koan. Fiecare om se raportează într-un mod diferit la koanuri. Există chiar un obicei sau o perspectivă așa în zen budismul Rinzai, conform căreia un koan este ca un soi de companion pentru ființa umană, cu care omul își împarte ziua și din când în când stă și încearcă să străpungă bariera pe care koanul o ridică. Dacă nu se face acest lucru, dacă nu apare strădania aceasta de a trece dincolo de gândirea duală, omul de fapt sau practica koanului este irelevantă, nu ajută la absolut nimic. Dacă ar veni cineva și ne-ar da un răspuns ce anume înseamnă un koan, asta nu ar fi, nu ar echivala cu niciun fel de reușită, pentru că înțelegerea aceasta intelectuală distorsionează de fapt realitatea. Nu am zis adineauri, și dacă ar veni un mare maestru și ne-ar da secretele Universului, nu ar însemna mare lucru pentru noi asta. Am putea doar să luăm ceea ce spune el ca un reper, cum se și face, de exemplu, cu ceea ce a transmis Siddhartha Gautama Buddha, sau se poate ajunge la situația în care ajungem să credem în ceea ce a spus. Nu? Și atunci se structurează o formă religioasă, o formă de credință acolo. Dar nu asta este obiectul zen. În zen, oamenii diferiți se raportează diferit la koan. Trebuie doar să se străpungă cochilia aceea a eului conștiinței individuale. Și acum, dacă suntem la discuția despre koanuri, aș vrea să vă ofer câteva koanuri, să vedeți în câte forme diferite pot fi ele structurate și cum anume ridică, într-adevăr, anumite obstacole paradoxale în calea înțelegerii umane. Și l-avem pe maestrul Joshu, în primul rând, aici, la micul dejun. Vine un călugăr, un discipol, și îl întreabă pe maestrul Joshu: tocmai am fost admis în mănăstire, învață-mă, te rog. La care Joshu l-a întrebat: ai mâncat deja micul dejun? Călugărul spune: am mâncat. Și atunci Joshu îi răspunde: atunci trebuie să-ți speli bolul. În acel moment călugărul a fost iluminat. Contextul devine un pic mai interesant dacă înțelegem și faptul că în mănăstirile zen există o disciplină foarte riguroasă și în momentul în care călugării termină de mâncat micul dejun, imediat după aceea ei merg să își spele bolul. Prin urmare, călugărul care vine și întreabă pe Joshu, care îl roagă pe Joshu să îl învețe, cu siguranță își spălase deja bolul și Joshu îi spune: ar trebui să-ți speli bolul, și călugărul se eliminează. Un alt exemplu de koan, lumânarea lui Ryutan. Maestrul Ryutan îl observă pe Tokusan, un discipol, care medita în fața templului, chiar înaintea intrării în templu, dar afară, în lumina zilei. Și maestrul Ryutan îl întreabă: de ce face asta? De ce nu meditează în interiorul templului? La care Takuan îi spune: păi, templul este întuneric și am nevoie de lumină. În momentul acela, maestrul Ryutan scoate din robele sale o lumânare, o aprinde și o oferă lui Takusan. Takusan ia lumânarea și în acel moment Ryutan maestru se apleacă și suflă stingând lumânarea lui Takusan. Și în acel moment discipolul s-a iluminat. Un alt exemplu de koan: moneda pierdută în râu se găsește în râu. Ce este moneda?
Un alt exemplu de koan: cunoașteți sunetul a două mâini care aplaudă. Care este sunetul unei singure mâini care aplaudă? Vă mai dau încă două exemple de koan. Un bou trece printr-o fereastră. Capul său, coarnele, trunchiul și cele patru picioare trec fără probleme. Dar de ce nu poate trece și coada boului prin fereastră? Și un ultim exemplu, spune maestrul Kyogen, maestrul Zen Kyogen: Zen este un om care atârnă de un copac pe marginea unei prăpăstii. El se ține de crengile copacului cu dinții săi. Mâinile sale n-au nimic de care să se prindă. Picioarele sale nu au nimic pe care să se sprijine. Și la un moment dat vine un discipol și întreabă: de ce a venit Bodhidharma din India în China? Și în momentul acesta, călugărul Zen este pus față în față cu o alegere dificilă. Dacă el nu răspunde la întrebarea discipolului, este pierdut. Dacă el răspunde, moare. Ce face călugărul Zen pentru a încarna idealul acesta al Zen budismului? Abundă literatura modernă de astfel de scrieri de tip koan, care se ridică paradoxuri, care provoacă gândirea. Unele aparent la prima vedere nu au niciun fel de sens, altele par a fi banale, pare că de fapt nu e vorba de nimic acolo cu adevărat esențial. Însă îndemnul Zen budismului este să nu fim superficiali și să încercăm totuși să ne împingem la limitele posibile, la limitele noastre posibile, înțelegerea, pentru a putea descifra în mod corect un koan. În școala Soto, de cealaltă parte, se folosește un alt tip de meditație. Acolo nu se pune atât de mult accent pe koan sau pe acele munci în templu, pe muncile Samo, cum le-am numit adineauri, care sunt practicate în școala Rinzai, ci în Soto se pune accent aproape exclusiv pe meditația așezată Zazen, care se bazează pe un alt soi de practică numită shikantaza. În această formă de meditație, shikantaza, practicată în mănăstirile Zen Soto, discipolul trebuie să ajungă să transceandă, să perceapă în primul rând torentul gândurilor sale, emoțiilor sale, și să ajungă să adopte o poziție superioară a acestui torent, din care să poată să îl observe, dar fără a fi cuprins niciun soi de gând, niciun soi de emoție. Această transcendere a torentului de gânduri nu presupune o sforțare de a nu gândi, de a-ți menține mintea goală. Sforțarea aceasta în sine este o dorință a ego-ului, o dorință care vine din ego. Eu vreau să transcend acest lucru. Ori în meditația aceasta, shikantaza, care etimologic înseamnă doar stat, a sta pur și simplu, omul trebuie să trece deasupra oricăror năzuințe, neliniști, întrebări, dorințe care se nasc din ego-ul său personal. Așadar, provocarea principală aici constă în a nu te lăsa cuprins de niciun gând, de nicio emoție, și în același timp de a nu fi motivat de niciun fel de scop concret. Pentru că dacă ești motivat de un scop concret, deja te pierzi, te blochezi în paradigma duală. Practica aceasta a meditației Soto presupune practic un drum gradual, un drum prin parcurgerea căruia discipulul descoperă în mod gradual realitățile lumii interioare, realitățile ființei, și la un moment dat ajunge până la rădăcinile ființei umane, de unde se deschid porțile acele ale infinitului, ale lui Tatata. Și de acolo survine iluminarea. Din acest caz, Satori, din acest punct de vedere, Satori este numită școala iluminării graduale sau școala iluminării tăcute, pe când Rinza este numită școala iluminării subite. În Rinzai,
procesul practic este mai mult sau mai puțin irelevant, accentul principal punându-se pe Satori, iar în Soto accentul principal se pune pe procesul meditației în sine și în Satori meditatorul și procesul de meditație sunt văzute ca nu doi. Nu doi. Gânditorul și gândul sunt nu doi. Meditatorul și meditația sunt nu doi. În budismul tradițional, în zen budismul tradițional, avem și acele practici, antrenamente psihologice, antrenamente fizice pentru întărirea ființei, care pot avea loc la templu de meditație sau pot avea loc în alte momente în viața unui călugăr zen. Ele sunt considerate importante și înainte și după iluminare. Avem o zicală zen foarte, foarte interesantă, spune: înainte de iluminare, tai lemne, cară apă. După iluminare, tai lemne, cară apă. Deci, chiar dacă avem imaginea unui om iluminat, asta nu înseamnă că omul acela se desprinde, dispare complet din viață. Așadar, am conturat o imagine destul de cuprinzătoare asupra răspunsului zen budist la neliniștile interioare ale ființei umane. Am descris drumul zen, cum anume a ajuns să se făurească acest drum, care sunt obiectivele, care sunt practicile pe care le propunem. Atenție însă, trebuie să rămânem conștienți de faptul că tot ceea ce am prezentat reprezintă de fapt o schițare intelectuală. E o reprezentare mentală bazată pe această bazată sau înrădăcinată în paradigma aceasta duală, care are limitările sale intrinseci. Și astfel, în urma unei astfel de prezentări, nu putem pretinde că am înțeles zen-budismul. Zen-budismul, pentru a fi înțeles așa cum vrea el să fie înțeles, trebuie practicat în viața de zi cu zi. Zenul trebuie să fie practic. Având în vedere că noi trăim în această goană continuă, în acest tumult cotidian, există vreo posibilitate prin care noi putem ajunge să practicăm ceva din zen sau să preluăm idei zen budiste și să le integrăm în viața noastră? Nu trăim în mănăstiri zen retrași, ci suntem confruntați cu viața cotidiană, cu acea goană pe care vreau început. Dacă este să facem referire la versiunea clasică a zen budismului, la versiunea aceea pe care o regăsim în perioada de aur, de după acel de-al șaselea patriarh, călugării care practicau zen budismul nu petreceau foarte mult timp la o singură mănăstire zen, căutând să mediteze, să ajungă să înțeleagă non-dual lumea, ci ei călătoreau țara în lung și în lat în căutarea unor maestri potriviți care să le deschidă lor porțile înțelegerii intuitive, printr-un coan, printr-o povață, printr-o muncă pe care le este dată, prin orice fel. În toate călătoriile acestor călugărilor zen, ei, bineînțeles, se confruntă adesea cu numeroase situații de viață obișnuite. Ei trebuie să mănânce, prin urmare, adesea sunt nevoiți să muncească, erau nevoiți să muncească, să facă ceva efectiv pentru a putea primi de mâncare, pentru a putea primi un acoperiș deasupra capului. De asemenea, exista și un cod de conduită în rândul lor, prin care ei încercau să fie de ajutor, să ajutoreze oamenilor, precepte precum compasiunea, dăruirea, generozitatea erau centrale pentru viața unui călugăr zen budist și astfel adesea se opreau prin călătoriile lor ca să ajute oamenii cu care se întâlneau. De asemenea, uneori intrau și în buclucuri cu care trebuiau să se descurce. Deci ei aveau parte de experiențe de tot felul, nu doar de meditație, și încercau să primească, să întâmpine tot ceea ce viața le scoate în cale, că e vorba de practici zen într-o mănăstire zen sau învățăturile unui maestru, că e vorba de viața cotidiană cu rutina sa, cu toate problemele pe care le ridică. E un călugăr zen încerca să fie deschis și să întâmpine totul cu o anumită prospețime care să nu fie afectată de preconcepțiile lumii mentale, mă rog, a minții intelectuale. Ei considerau că tot ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi nu este bun sau rău, plictisitor sau entuziasmant. Astea sunt doar concepții ale minții, etichete pe care noi le punem asupra lor.
conform viziunii Zen, tot ceea ce se întâmplă în lumea manifestată, în viața noastră cotidiană, este de fapt o expresie deghizată a lui Tatata, a realității acelea ultime, și astfel trebuie tratată într-un mod non-discriminatoriu, trebuie întâmpinată cu o deschidere universală a omului. Nu? Prin urmare, pentru zen budiști, viața de zi cu zi a unui om, viața obișnuită, fie că omul este politician, fermier, războinic, birocrat sau orice altceva, acolo, în viața de zi cu zi, el se poate regăsi pe sine și poate să ajungă să trăiască cu sens. Cu alte cuvinte, pentru zen budism, destinul omului este în imediata vecinătate a omului, nu este îndepărtat de acesta. Dacă avem aceste lucruri în vedere, putem într-adevăr să spunem că ceea ce propune Zenul nu este o imposibilitate pentru noi. Nici Satori. Satori nu trebuie înțeles doar ca acel stadiu ultim, ultima realitate în care omul trezește și percepe și trezește natura sa de Buddha, ci orice salt în conștiință, orice percepție intuitivă care ne lărgește sfera de conștiință și care ne conferă un grad de libertate mai mare și un grad de acțiune mai mare este un mic satori. Și asta este obiectivul Zen. Ca drumul, ca viața să fie presărată cu astfel de momente în care perspectiva omului să fie extinsă. Așadar, omul Zen nu este imposibil, la fel cum nu este imposibil nici omul stoic, nici omul nobil al lui Platon sau omul ordine al lui Confucius. Nimic nu ne oprește să facem cunoștințe cu aceste filozofii de viață, să culegem din ele ceea ce este potrivit, ceea ce este util pentru noi și să ne elaborăm o filozofie de viață, nu dacă dorim, cu aromele de autenticitate, de rigoare, și să întâmpinăm fiecare zi nouă într-un mod proaspăt, pentru a putea ajunge să trăim cu mai mult sens și cu mai mult interes pentru propria viață. Și în încheiere aș vrea să vă las cu un gând încurajator de la maestrul Dogen, unul dintre cei responsabili pentru înființarea școlii Soto, care subliniază foarte frumos stadiile prin care a trecut el în parcursul său prin filozofia aceasta de viață, prin viață utilizând această filozofie a Zen budismului. Spune el: înainte să studiez Zen, munții erau munți și râurile erau râuri. Când am început să studiez și să înțeleg Zen, munții nu mai erau munți și râurile nu mai erau râuri. Dar când am înțeles cu adevărat, munții au devenit din nou munți și râurile au devenit din nou râuri. Cu această replică a maestrului Dogen, eu am încheiat prezentarea pentru astăzi. Dacă sunt întrebări sau comentarii, mai puțin, vă rog să citesc prin comentarii. Întreabă Nicoleta dacă este suficient să considerăm că limbajul are o limitare intrinsecă sau însăși cunoașterea este intrinsec limitată. Însă și cunoașterea, depinde de ce te referi prin cunoaștere. Dacă când spunem cunoaștere ne referim la cunoașterea obișnuită, nu? Ceea ce avem, ceea ce culegem noi din cărți, prin studiu, asta este o formă de cunoaștere discriminatorie, o formă de cunoaștere mentală, intelectuală, care este în sine înrădăcinată în natura aceea duală, în paradigma aceea dualistă. Prin urmare, cunoașterea este limitată. Dacă te referi la cunoașterea spirituală, dacă mai țineți minte de la începutul prelegerii, era răspunsul acela budist, că cunoașterea spirituală este ceea ce rămâne atunci când uiți tot ceea ce crezi că știi. Acea cunoaștere nu este intrinsec limitată, ea transcende inclusiv prezența sau absența ego-ului individual. Deci asta ar fi răspunsul meu la această întrebare. Bun. Observ că nu sunt alte întrebări. Înregistrarea aceasta va rămâne pe pagina de Facebook a Noi Acropole, în măsura în care este vizionată de noi persoane sau revizualizată de cei care au vizualizat-o deja și apar noi întrebări. Noi vă așteptăm cu întrebările voastre, ne puteți scrie și cu drag vă vom răspunde și vom
participa la un dialog. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru participare și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!